Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, să vezi, au început să vină mesaje spontan cu notă la purtare. Cred că schimbăm dezbaterea. Da, da, da. Iosif ne spune că în clasa 9 i-a fost căzută nota la purtare pentru că a pupat o fată mai înaltă decât el. Ea era în bancă, iar eu pe la spate. Am prins-o, că altfel n-aveam nicio șansă. Și mi-au dat nota 9. Vă doresc o zi frumoasă. Auzi, dar ce conta mai mult? Că era fata mai înaltă decât el sau că a pupat-o? Adică, dar de ce i-au scăzut nota? N-am înțeles asta cu înălțimea aici. A pupat-o prin surprindere. Probabil fără acordul fetii. 0372069599. Sunați-ne și povestiți-ne când vi s-a scăzut nota la purtare mai semnificativ așa, adică 9-8, mai și jos 7 mai și de ce? Cam ce 9. Adică nu când ați luat minus 10. Adevărul că 9 băi, era... Să știi. Băi, da. Să știi că am avut enorm de mulți colegi care au avut nota 10 la purtare toată de școala. Spun, adică ceea ce 9 pe mine e... m-a mirat. Eu aveam 9 în cel mai bun caz. 9 și e eu am grav. Avut numai 10. Serios? Da, am fost foarte cu minte. În ziua de azi 9 e grav. Adică cea mai mică notă la purtare, din câte cunosc eu, e 6. Că n-am auzit vreodată. Da. Adică să ai un punct scăzut la purtare era un semnal foarte grav. Când eram eu la școală, dacă îți dădea 7, se spunea că te lăsa automat repetent. Nu mai știu exact. De la era 6, o legendă de asta. Era problema. De la 6 era problema. De la 6 era, da. 0372. Așa că am avut mereu grijă să n-am 6. Da. Eu am avut un 8 odată. Facem dezbaterea astăzi pentru că înțeleg că e ceva examen și nu ne ascultă copiii. Este evaluarea națională și așa. Mulți copii mici nu fac școală, astfel încât părinții cred că sunt mai liberi să își povestească peripețiile, da, în mașină. Și dacă sunt copii pe frecvență, să nu faceți așa ceva niciodată, că nu e bine deloc, adică asta vă marchează pe viață, vedeți, da. Vorbiți la radio după 40 de ani despre asta. Eu am avut un 8 odată, am mulți de 9, nu mai știu de ce. Am fost un elev foarte obraznic, cu profesorii care nu-mi plăceau. Cei mai mulți nu-mi plăceau, erau și câțiva profesori după care mă nebuneam și culmea, firar să fie, acolo aveam întotdeauna note mari, indiferent de ce, chimie, română, geografie, dacă îmi plăcea profesorul respectiv, mă străduiam. Altfel eram obraznic, cred că părinții mei săraci de ei se luau cu mâinile de cap. Și am avut o profesoară de română odată, săraca de ea n-avea nicio vină. Ea a venit după o profesoară foarte bună de română, pe care am iubit-o foarte mult și care s-a prăpădit și a primit altă profesoară. I-am dat porecla Ștefan cel Mare, avea mustață. Și i-am dat o porecla, a prins foarte bine în toată școala și eram foarte obraznic. Și știu că stăteam în bancă cu fata pe care, evident, o iubeam. Cred că eram prin clasa 10 sau 11, ceva de genul ăsta. Și îi arătam o carte pe care o citeam. Eu încercam să o conving să citească și ea. Cartea asta în timpul orei. Deci o obrăznicie teribilă. Ea săraca se chinuia la tablă să ne explice și a venit și mi-a luat cartea. M-a certat, a luat cartea, a dus-o pe catedră. În momentul în care m-am ridicat, m-am dus, am pus mâna pe carte și a pus și ea mâna pe carte. Și a zis, asta este cartea mea. Și ea a zis, se confiscă. Și i-am smuls-o, săraca de ea, ținea atât de tare, încât atunci când am smuls-o, când prin clasa 10 sau 11, eram deja cam hândrălou. Adică aveam un pic de forță. Încât săraca femeie, aproape că am răsturnat-o pe catedră, când i-am smuls cartea din mâini. Nu i-a venit să creadă că-i smuls cartea. Că i-a zis, baia mea. Buf. Și s-a terminat. Și, da, am fost o discuție și mi-au scăzut nota la purtare pentru că aproape că am bruscat și violentat un profesor. Pe doamna profesoară Moș Crăciun. E aglomerație la poveste. Asta, Ștefan cel Mare. Bună dimineața, Victor! Bună salut, dimineața! Victor. Bună dimineața! Salut! Te ascultăm! Ia zi-ne! În legătură cu nota la purtare, eu sunt băiatul care v-a dat și mesajul cu Mici pe reșeul penal. Ia ca să știți. Da, ok. Da, zi. Aveam la o clasă vecină, avea un poster pe ușă cu Tarzan, așa. Animația Tarzan, cum era el în picaj așa pe o liană, cu mâinile în sus, i-am desenat păr la sub braț, i-am făcut un dinte negru și mi-a scăzut nota la portare. Pentru asta? Hai mă! Pentru asta, da, doar pentru asta. E. Ce teroare! La cât ți-a scăzut nota? La 9. Nimic, atate, mersi, nici frumos. Nu se pune. Mulțumim tare mult. 0372 069599. Cristi, bună dimineața. Salut, Cristi. Bună dimineața. Eu am 43 de ani. Eram un copil din ăsta cu antecedente. Vârsta vă explic imediat, da. În clasa a doua am dat cu, știți că erau radierele alea girafa, alea lungi, da. Am dat cu o radieră din aia în parchet și a ricoșat exact într-o lozinca tovarășului lui pe care am spart-o. Apoi în clasa a șasea aveam o minge din aia de tenis de câmp, toți vă amintiți, jucam pe rețel cu ea. Am luat-o la școală, m-am jucat cu ea pe rețel și din greșeală am dat un pic mai tare și a zburat, s-a dus pe școală
și s-a înțepenit în jgheabul ăla de la jgheabul de ploaie. Hai, mă, nu cred. Și m-am suit pe școală să-mi iau mingea. Au ieșit toți profesorii din cancelarie, toți învățătorii. Bă, dă-te jos de acolo, bă, nenorocitule. Păi dacă... Și am zis, nu, stați așa că eu trebuie să mă duc să-mi iau mingea. Deci am ajuns undeva pe la 6 ca notă la portare. Cam asta e. Nu cred că ți-am fost ușor. Mulțumim! Da. Nu faceți așa, copii, niciodată. Da. Sper că ai fost bine acasă, Cristi. Vlad, bună dimineața! Salut, salut, Vlad! Salut! Alo! Să trăiești! Ia zi! Ia zi! Alo! Da, da, te auzim! Te auzim. Salut, bun! Eu am avut probleme mari. Era cât pe ce să fiu dat afară. Așa? Pentru că, dacă voi știți, pe timpul lui Ceaușescu, în anumite licee se făcea, erau ateliere școală. Da, era, da. Era cu am profil mecanic. Și făceam practică cu maestru, aveam un maestru la Ilie, băiat de nota 20, făceam grătare, nu era problemă. Problema este că mi-am făcut grătare și am sărit gardul acolo, era o alimentară și am luat ceva de băut. Și ne-am cam gherchelit și cu el cu tot. Și aveam o profă, că sala de sport era aproape, o profă bună, rău, ai să... Fetele, și când aia au ieșit de la ore, noi am început să o floierăm, să o vorbim pe la în ce, spate. În ce clasă erați? Cum? În ce clasă? În clasa 11-a. Ok. Înțeles cumva. Da. Cam neplăcut. Ne-o turna la director și ne-o scos în careu și era cât pe ce să ne dăm afară, ne-o chema cu părinții a doua zi. Problema e că n-am făcut, că nu ne-au zis că am făcut grătar. Problema e că am băut și că am fluierat. Zi mersi că n-au sunat, că nu te-a turnat la poliție, nu la sușcoală. Mulțumim tare mult, Vlad. Mihai, ești cu noi, bună salut, dimineața. Mihai. Salutare, băieți. Hai că eu am început mai devreme, că am prin clasa 7, așa. Trebuia să avem un banchet de final de an, ceva de genul, sau printre Crăciun, nici nu mai țin minte. Oricum, era destul de răcoare afară. Și noi aveam cumva după ore organizată toată povestea asta. Acum, na, muzică pe la vremea aia nu prea era. Acum am 42 de ani, ce să mai zic? Trebuia să-l ducem de acasă. Și am adus un magnetofon, du-te cu tramvaiul, adul și el. Avea vreo 25 de chile, trebuia să-l tragi în brațe. Așa. Am luat magnetofonul, eram vreo 3 băieți. Am ajuns la școală, la intrare, pasnicul zice că nu, că n-aveți voie. Păi cum, că am vorbit cu diriginta, că ne așteaptă. Care dirigintă? Cu tare, nu este, nu e școală. N-are cum. Niște băieți de la geam, băi, haideți prin spate pe la sala de sport, că pe acolo este deschis geamul și puteți să intrați. Aha. Ne-am dus în spate frumos, era trasă plasa puțin într-un colț, n-am trebuit să facem noi mai nimic decât să dăm un pic deoparte, am băgat magnetofonul, ne-am scos hainele pe umăr tot, când să ieșim din clasă, ne-a portarul. Hai băi, pe aici că vă duc eu la director. A ieșit groasă tare, a trebuit să ajungem la director, a lăsat magnetofonul, a lăsat tot, a ajuns acasă, m-a întrebat tata, ce ai făcut? Păi ce-ți fac? Ce l-ai pierdut? Nu, la unde? La școală. Păi și de ce? Păi că stai să vezi. A rămas că trebuia să ne exmatriculeze, să ne ducă la poliție, că sunt infractori, că sunt nu știu ce. A rămas cu nota 7. Mamă, și până la urmă toată treaba s-a rezolvat relativ bine. A trebuit să purtăm, pe lângă faptul că aveam 7 la purtare, toată clasa 8 eram singurul care veneam cu schimburi la școală, frate. Asta a fost cea mai mare nenorocire. Nota de încolo, dar 7 nu mă deranja. Dar schimburile alea erau jenante. Dar de ce schimburi? Nu înțeleg. Păi nu era voie să intre acolo încălțat în școală. Trebuia să vii cu schimburi de acasă, să fie... să aibă încălțări de schimb. Hai să încheiem cu un mesaj scris de la un ascultător. Zice, vecinul meu a luat 6 la purtare pentru că a băgat în școală un măgar. Și după n-a mai putut să-l scoată. Măgarul a urcat la etaj. I-a plăcut școala. Zice, măgarul a urcat la etaj. În sfârșit un măgar care îi place școala, deși tata spune altfel. Măgarul, și a fost cât pe ce să moară, că a căzut pe scări. Săracu măgar. Zice, vecinul meu are acum 56 de ani. Andrei din Craiova ne-a scris amuzat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.